În țara noastră a fost lansată în premieră o campanie pentru ajutorarea animalelor fără adăpost. Așa cum în sezonul rece patrupezii au nevoie în special de hrană ca să poată rezista frigului, realizatorii proiectului au instalat în capitală mai multe rezervoare de hrană și apă. Localnicii susțin întru totul această inițiativă. În mai multe cartiere ale Chișinăului au fost instalate rezervoare de hrană și apă pentru câinii și pisicile fără stăpân. Această campanie este o premieră pentru Republica Moldova, inițiatorii urmând exemplul țărilor occidentale. Vizitând un șir de țări europene cu un grad de dezvoltare avansat, am observat o relație de prietenie și grijă a oamenilor față de animale fără adăpost. Prin această acțiune dorim, în primul rând, să asigurăm o parte a patrupezilor cu hrană și să atragem atenția cetățenilor, astfel să îi îndemnăm să fie mai buni față de patrupezii care ne înconjoară. Organizatorii îi îndeamnă pe toți oamenii care nu sunt indiferenți față de soarta patrupezilor să se implice și ei în acest proiect. Acest proiect a început cu succes și continuă a fi cu succes, deoarece avem locuitori, oameni, care ne trimit nouă mesaje cu poză că, uitați, noi am pus și noi. Domnilor și-au luat cumva angajament că, bine, noi dimineața o să venim și o să punem și o să avem grijă. Nu este costisitor, nu necesită mulți bani. De aceea îndrumăm oamenii totuși să aibă și ei o atârnare prietenoasă și să dezvoltăm acest proiect împreună. Vrei să tu ai mâncat de acolo? Chiar acum ne aflăm în parcul Valea Trandafirilor. Aici nu au fost instalate mai multe hrănitoare pentru animale. O idee bună de altfel, de aceea am decis să le fiu și eu de folos. Chișinăuienii sunt încântați de această inițiativă, ba mai mult. Unii dintre ei spun că au mereu grijă să ofere hrana animalelor pe care le întâlnesc în cale. Это очень хорошая идея, потому что я неоднократно с утра, вот когда гуляю, да, или мы когда вот так выходим в парк, мы видим множество животных, которые нисколько не агрессивны. Они нисколько не мешают нам жить, а только наполняют нашу, так сказать, экосистему. Мы с ним рядом живем, да? Почему бы о них так не позаботиться? У нас даже кормики есть с собой, если что-то. Да, здесь что-то добро. Да. Который есть свет, который у нас, в принципе, каждый присутствует. Una foarte bună, fiindcă sunt foarte mulți când vă cambunță în parc și e păcat să nu aibă cineva grijă și de ei. Și chiar m-am bucurat că nu le-am văzut. Я кормлю, на самом деле, вот у меня рядом с домом, я живу на Негруце, у нас очень много котов, очень много собак. Я с родителями кормим их, выхаживаем. Perioada cea mai grea a anului pentru animalele fără adăpost este atunci când temperaturile scad sub 0 grade. De aceea, rezervoarele de hrană destinate lor sunt tocmai binevenite, având în vedere că numărul patrupezilor fără stăpân din Chișinău ajung la 10.000, potrivit organizațiilor neguvernamentale de profil.